În cadrul școlii, altfel, toate instituțiile din Câmpul Lung au găzduit întâlniri cu elevii. Copiii școlii gimnaziale Oprea Iorgulescu au avut ocazia să intre în contact cu magistrații și sălile de judecată din cadrul judecătoriei Câmpul Lung. Aici li s-a explicat pe scurt care este rolul judecătorilor și avocaților. Cu această ocazie, elevii clasei a 4-a, îndrumați de profesor învățământ primar Mirela Băruță, au avut plăcerea să pună în scenă, chiar într-o sală autentică, piesa Judecata domnului Goie. Să intre avocatul apărării. Rog să permiteți prezentarea inculpatului. Să intre numitul Goie. Nu vreau aici, vreau afară, vreau ciocolată proastă, n-auzi? Ai răbdare, Mișor, dar da, mamă. Vreau să vie și mamița, și tantinița. Liniște, mă rog! Băiatul, unde e băiatul? Față, mor! Aici sunt. Onorată instanță, stimată auditori, îl acuz pe acest tânăr că este leneș. Probele stau mărturie. După cum spuneam, ca să nu mai rămâne repetent și anul acesta, mamare, mamita și tantimita, aceste trei dame, au promis tânărului să-l ducă de 10 mai în București. El e de vină, dar conductorul tânărului, când nu vine, când nu oprește, ce? Fiești care face de capul lui ca la balamut? Și analfabet! Pronunță greșit când vă corectează și vă face proastă. Păi dacă suntem în comparație cu dânsul... Apoi de, n-a învățat toată lumea carte ca dumnealui, dar să-l sărute și mamița și să-i potrivesc beretul. Eu știu clar regulamentul. Scuzați, doamnelor, domnilor, din stânga și dreapta, stimabilului prezident, dar funcția e funcție și regulamentul... Hala, regulament! Exact, regulamentul, unde e dracu? Dacă un pasager nu are bilet și nu declară că nu are bilet, îi se ia o amendă de 7,50 lei de bani și îl dă jos la orice stație. Dumnealui nu a avut bilet, așa că... Eu i-am zis să nu scoată capul pe fereastră, ba mai mult el s-a spânzurat iarăși pe fereastră. Nu-i treaba dumitale. Ce-i treaba de dumneata? Deci trebuie să plătiți un bilet. Păi nu mai plătit doar o dată. Și o amendă de 7,50 lei, adică telea pe deasupra 1,50 lei. Și pe deasupra omul acesta la șpagă, la mită, vrea să... Domnule prezident, sunt cetățean onorabil, nu permis să fie insultat cu insinuări în public. Elevii au rămas impresionați de cele văzute și auzite, unii dintre ei intrând bine în pielea personajului de judecător sau avocat.